Bună dimineața! Vă salută Tatiana! Am reușit să ajung în oraș și în Edicola, unde se vând reviste, ziare, am găsit această revistă. Mi-a atras atenția doar pentru faptul că în pachetul respectiv erau și aceste croșete. Cum sunt întotdeauna în căutarea croșetelor, am cumpărat-o. Când am ajuns acasă și am desfăcut, am rămas foarte surprinsă pentru că am găsit în interior foarte multe modele pentru această perioadă de vară, pentru doamnele începătoare. Vedeți aici și pe coperta revistei este prezentă fotografia cu croșetele. M-am oprit la acest top de vară cu care putem merge la mare, putem merge să facem plajă și este un model pentru doamnele începătoare. Este foarte ușor de realizat. Eu voi folosi pentru aceasta croșetul cu numărul 3 și jumătate. Veți vedea că se lucrează foarte ușor și de aceea am spus că este pentru doamnele începătoare. Este modelul Granny, pe care eu nu l-am lucrat până acum. Este prima dată că lucrez. Voi folosi firul, după cum vedeți aici, sunt mai multe culori, dar pentru a fi mai ușor și pentru dumneavoastră voi folosi acest tip de fir care se numește DKP Color. Este firul de bumbac, o bobină de aceasta de 100 de grame. Are 170 de metri lungime și poate fi lucrată cu croșetul cuprins între numărul 3 și 5. De aceea eu am ales numărul 3 și jumătate. Deci vom folosi acest tip de fir. Dumneavoastră puteți face chiar și într-o culoare unică. Vom avea nevoie apoi de 3 astfel de crămițe cu care să punem semne. Pentru că, așa cum spuneam, pentru doamnele începătoare va fi un pic mai dificil. Vom avea nevoie de foarfece, de acul pentru cusut lână și apoi, la urmă, vom avea nevoie de centimetru. Fiind prezentate materialele, eu propun să încep să lucrăm. Veți vedea că se lucrează foarte, foarte repede, foarte ușor. Chiar și pentru o doamnă începătoare, așa cum spuneam, cred că în 2 ore maxim veți putea realiza acest top. Voi face un cerc magic un pic mai lărguț, pentru că de aici vom începe. În interiorul acestuia vom începe lucrând pentru început 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. Deci 3 ochiuri de lanț, firul odată pe croșet și vom continua. Vom face cel de-al doilea picioruș dublu, cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu. Acum vom face 2 ochiuri de lanț, după care firul pe croșet și vom face din nou o serie de 4 piciorușe duble. Cel de-al patrulea. Voi lăsa ghemul jos pentru că mă deranjează aici. Eu am jos o cutie anume pentru firele cu care lucrez. Deci am lucrat 3, acum îl voi face pe cel de-al patrulea. Din nou 2 ochiuri de lanț.
și cea de-a treia serie de patru piciorușe duble. În acest moment vom închide cercul magic. Vom face două piciorușe, două ochiuri de lanț, scuzați, două ochiuri de lanț și vom închide rândul în cel de-al treilea ochi din primul picioruș pe care l-am realizat. Vom închide cu fir alunecat. Începând din acest moment, vom fi atente, voi face 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. În acest loc, după cum vedeți, unde sunt cele două ochiuri de lanț de separare, voi lua croșetul, voi intra aici și voi face cel de-al doilea picioruș dublu. Cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu. După care voi lua firul pe croșet și voi intra în următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra și aici. 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, eu sper să vedeți, 2 ochiuri de lanț, 1, 2, după care în același spațiu voi continua cu alte 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, aici, pentru a ști exact locul de separare, vom pune una dintre aceste crămițe. Aceasta o spun pentru dumneavoastră, doamnele începătoare, ca să nu ne încurcăm apoi pe măsură ce lucrăm, după care mă voi deplasa în următorul spațiu format din cele două ochiuri de lanț și voi lucra aceeași secvență. 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, cel de-al patrulea, deci 4 piciorușe duble, din nou două ochiuri de lanț, urma de alte 4 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 2, 3, 4. Și aici vom aplica din nou o clămiță pentru a ști exact locul unde este spațiul și am ajuns în corespondența ultimului spațiu format din cele două ochiuri de lanț de unde am început practic acest al doilea rând. Vom intra în interiorul acestuia, voi lucra din nou 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 2 ochiuri de lanț și voi închide rândul în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat. Acum, cine dorește să pună și aici un astfel de semn,
poate să-l pună. Însă se vede exact locul unde am început rândul, pentru că aici lucrăm din nou cele patru piciorușe duble. Deci, în acest spațiu, intrăm și formăm din nou patru piciorușe duble. Avem cel de-al doilea, cel de-al treilea, cel de-al patrulea picioruș dublu, vedeți, se distinge foarte bine locul de unde începem rândul. Dar așa cum spuneam, dacă doriți, puteți pune foarte bine o clămiță. În continuare, după cum vedeți, între piciorușele duble din rândul anterior, avem acest spațiu. Și după ce am lucrat patru piciorușe duble, două ochiuri de lanț urmat de alte piciorușe duble, ne-am deplasat către spațiul următor. Între aceste spații s-a format acest gol. Aici noi vom intra și vom lucra patru piciorușe duble. În felul acesta vom înmulți, practic. 1, 2, 3. Cel de-al patrulea picioruș dublu. Acum am ajuns în corespondența celor două ochiuri de lanț din, ați văzut, s-a format ca un triunghi. Din unul din vârfurile acestui triunghi am notat cu clămița. Aici vom lucra patru ochiuri de lanț, patru piciorușe duble, scuzați, 1. Este foarte devreme la mine și 2. Sunt încă adormită un pic, 3. Cel de-al patrulea, două ochiuri de lanț, pentru că aici trebuie să facem în colțurile triunghiului, vom face întotdeauna două ochiuri de lanț. Înmulțirea propriu-zisă vine pe laturile triunghiului. Voi intra din nou în corespondența aceluiași punct și voi lucra din nou patru piciorușe duble. 2, 3, cel de-al patrulea, aici dumneavoastră puteți pune clămiță. Eu voi pune doar așa, nu voi închide pentru că deja știu modelul, firul pe croșet și voi intra din nou în spațiul format pe această latură a triunghiului. Se distinge foarte bine și voi lucra patru piciorușe duble, 1, 2, 3, 4. Acum vom intra din nou în corespondența celor două ochiuri de lanț unde am pus semnul și voi lucra patru piciorușe duble, 1, 2. Vă arăt modul în care se înmulțește și deci vom lucra împreună câteva rânduri, după care vom lucra singure. Avem două, trei, cel de-al patrulea, două ochiuri de lanț și din nou, în corespondența aceluiași spațiu, vom face patru piciorușe duble. 1, l-am făcut, cel de-al doilea, cel de-al treilea,
cel de-al patrulea. După care am ajuns din nou în corespondența acelui spațiu format între colțurile triunghiului. Și aici voi intra și voi face grupul de patru piciorușe duble. Deci va fi un singur grup. 1, 2, 3, cel de-al patrulea. Și am ajuns din nou la capătul rândului, după cum vedeți, se distinge foarte bine. Voi intra în interiorul spațiului, voi lucra 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 2 ochiuri de lanț. Și vom închide rândul în cel de-al treilea ochi din primul picioruș cu fir alunecat. Deci am format triunghiul și vom continua lucrând trei ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu. 1, 2, 3. Firul pe croșet și în corespondența spațiului, deci un pic ne întoarcem înapoi. Vom face următoarele 3 piciorușe duble pentru a avea acel total de 4. 2, cel de-al 3-lea și primul sunt 4. După cum vedeți acum, pe această latură avem două spații. Între colțurile triunghiului s-au format două spații libere. Vom intra în aceste spații și vom lucra grupuri de câte 4 piciorușe duble. Deci în primul spațiu avem 1, 2, 3, cel de-al patrulea, picioruș dublu, firul pe croșet, ne îndreptăm în următorul spațiu. Vom face din nou 4 piciorușe duble, 1, 2, deci am 2, 3, 4 și am ajuns din nou în vârful triunghiului, în spațiul de 2 ochiuri de lanț, unde vom lucra acea secvență formată din 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, cel de-al patrulea picioruș dublu, două ochiuri de lanț, 1, 2 și din nou 4 piciorușe duble în corespondența aceluiași spațiu. 1. Bineînțeles, chiar și costume întregi de baie se pot face în diferite moduri, însă acesta mi-a atras privirea pentru că este foarte ușor de lucrat pentru doamnele începătoare. Deci am format și acest vârf al triunghiului cu 4 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare urmat de alte piciorușe duble. Acum am ajuns din nou pe latura triunghiului, unde din nou, în corespondența celor două spații, vom lucra grupul de 4 piciorușe duble. În felul acesta înmulțim. 2, 3, 4, vom intra în următorul spațiu, continuând cu alte 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, cel de-al 4.
pătrulea, după care am ajuns din nou în vârful triunghiului, iar aici voi lucra din nou aceeași secvență formată din patru piciorușe duble, două ochiuri de lanț și alte patru piciorușe duble, în corespondența aceluiași spațiu format din cele două ochiuri de lanț din rândul anterior. După cum vedeți, este foarte spornic. Așa cum vă spuneam, este prima dată că lucrez în acest mod. Două ochiuri de lanț urmat de alte patru piciorușe duble. Vom mai lucra împreună un rând pentru a vedea exact cum înmulțim. 3, 4. Și am ajuns din nou pe latura triunghiului, unde vom lucra cele două grupuri de câte patru piciorușe duble. 1, 2, 3. Și din nou firul pe croșet, intru în următorul spațiu și lucrez 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4 și am ajuns la capătul rândului. În corespondența celor două piciorușe, celor două ochiuri de lanț, am lucrat deja primele patru piciorușe duble. Voi lucra din nou patru piciorușe duble, 1, 2, 3, 4. Două ochiuri de lanț și voi închide rândul în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș cu fir alunecat. Vedeți, deja se formează aceste triunghiuri. Eu sper că nu m-am deplasat din cameră și reușiți să vedeți. Voi lucra din nou 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu, firul pe croșet. Voi intra în spațiul format din cele două ochiuri de lanț și voi face primele 4 piciorușe duble. 3, 4 și cel de-al patrulea. Pe această latură, după cum vedeți, acum avem 3 spații libere. Vom intra în fiecare dintre cele 3 spații și vom lucra acea secvență de 4 piciorușe duble. 1, 2, 3, 4. Deci avem prima secvență, cea de-a doua o vom lucra acum. 4 piciorușe duble. Vom intra și vom face cea de-a patra secvență de 4 piciorușe duble, 1, 2, 3, 4. Dumneavoastră, dacă doriți, puteți continua să puneți clămițele pentru a ști exact unde trebuie să faceți cele două ochiuri de lanț, însă deja după primul rând vă veți da seama singure. Am ajuns din nou unul din vârfurile triunghiului și voi lucra în corespondența celor două ochiuri de lanț, voi lucra 4 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț urmat de alte 4 piciorușe duble.
spatule, două ochiuri de lanț. Eu sper să fie internet, să pot încărca, pentru că aceste zile a fost un dezastru cu internetul. Nici la televizor nu se vedea, nu știu. Nu știu acasă cum ați stat cu internetul. Însă aici a fost un dezastru. Și am ajuns din nou pe latura triunghiului. După cum vedeți, încet, încet, în acest mod, noi reușim să înmulțim. Păi, pace, din nou un pic împreună cu dumneavoastră, corespondența celor trei spații dintre grupele de câte patru voi lucra, câte patru piciorușe duble. Deci primul grup, cel de-al doilea grup de patru, aici vom face cel de-al treilea grup de patru piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, am ajuns din nou în vârful triunghiului, aici, în corespondența celor două ochiuri de lanț, voi lucra 4 piciorușe duble, 2 ochiuri de lanț de separare, urmat de alte 4 piciorușe duble. 3, 4, 2 ochiuri de lanț, urmat de alte 4 piciorușe duble. Dacă nu aveți acest fir în degrade, puteți să lucrați chiar și o culoare unică. Cel de-al patrulea picioruș dublu și am ajuns din nou pe latura triunghiului, unde vom face grupurile de patru piciorușe duble. 1, 2, 3, 3 grupuri. Voi încheia și acest rând împreună cu dumneavoastră. Veți vedea cum continuăm, apoi vom lucra singure, însă după cum vedeți este foarte, foarte simplu. Cum vă spuneam, este prima dată că eu lucrez în acest mod. Vă veți bronza un pic precum o tablă de șah, pentru că sunt aceste goluri aici, însă mie mi-a plăcut modelul foarte mult și, așa cum spuneam, este foarte accesibil doamnelor începătoare. Și de ce să nu faceți dumneavoastră ceea ce vă este necesar? Eu cred că și cea mai neîndemânatică în câteva ore își poate face un astfel de top. Am ajuns din nou la capătul rândului, în corespondența ochiurilor de lanț de la început. Voi intra, voi face, avem deja primul grup de patru piciorușe duble, voi face patru piciorușe duble, 1, 2, 3, 4, 2 ochiuri de lanț de separare. Voi închide cu fir alunecat în cel de-al treilea ochi de lanț din primul picioruș, 3 ochiuri de lanț care vor ține locul unui picioruș dublu și, din nou, aici, în corespondența
celor două ochiuri de lanț voi intra și voi face cele patru piciorușe duble. Am două, trei, patru. Întotdeauna vom lucra cu patru piciorușe duble. După cum vedeți, pe latura triunghiului, acum avem 1, 2, 3, 4 spații în care vom lucra acele grupuri de câte 4 piciorușe duble. Voi face primul rând împreună cu dumneavoastră, după care vom continua singure, pentru că sunt sigură că acum ați distins modelul și primul grup, cel de-al doilea, și pe mine mă lasă vocea. Deci avem cel de-al doilea grup. Acum formăm cel de-al treilea grup de 4 piciorușe duble. Cel de-al patrulea grup de 4 piciorușe duble. Și acum am ajuns din nou în corespondența celor două ochiuri de lanț în vârful triunghiului, unde vom lucra așa cum ați văzut și dumneavoastră până acum. 4 piciorușe duble, 2, 3, 4. Două ochiuri de lanț, urma de alte 4 piciorușe duble. Avem 3 și cel de-al patrulea. După care, în corespondența spațiilor dintre colțurile triunghiului, vom lucra grupurile. Pe măsură ce lucrăm, după cum vedeți, când vom încheia rândul, vom avea 1, 2, 3, 4, 5 spații în care vom lucra aceste grupuri de câte 4 piciorușe duble. Lucrând în acest fel, de jur împrejur, noi vom crește și veți lucra atât cât aveți nevoie ca să acoperiți sânul. Vă puteți orienta după cupa unui sutien, puteți măsura chiar și pe dumneavoastră și veți continua până când veți ajunge la mărimea dorită. Acum noi vom lucra singure și ne vom întâlni pentru a continua. Am ajuns la capătul rândului. Eu am avut nevoie ca pe fiecare latură să fac 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupuri de câte 4 piciorușe duble, în afară de colțurile. Dumneavoastră veți lucra, așa cum spuneam, în funcție de mărimea sânului dumneavoastră. Am ajuns la capătul rândului, voi face ultimele două ochiuri de lanț pentru a închide acest rând și voi intra nu în corespondența nu în corespondența celui de-al treilea ochi din primul picioruș, ci între piciorușe voi intra și voi închide cu fir alunecat. Din acest moment, bineînțeles, eu am lucrat și cea de-a doua parte. După cum vedeți, acesta este unul și aceasta este cea de-a doua parte. Aici avem două posibilități. Fie lucrăm șnur
și pe o parte și pe cealaltă și le legăm după gât, fie facem un șnur lung atât cât avem nevoie, vă măsurați și unim cu acest capăt. Să nu legăm după gât, deci să fie totul întreg. Eu voi face totul întreg. Am nevoie de 52 de centimetri de ochiuri de lanț. Deci vom face ochiuri de lanț în acest moment. Așa cum vă spuneam, dumneavoastră puteți face să fie cupele separate, lanțurile separate. Eu vreau să le unesc între ele și voi face acești 52 de centimetri de ochiuri de lanț, după care ne vom întâlni și vom continua. Deci eu mi-am făcut necesarul de ochiuri de lanț. Am măsurat de jur împrejurul gâtului distanța dintre o cupă și cealaltă. După cum vedeți, am măsurat de aici, de jur împrejur. Acum eu voi uni cele două părți și voi continua. Eu mi-am făcut necesarul, nu aveam nevoie de 52 de centimetri, am măsurat în mod greșit. Voi intra în corespondența celor două ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt. În felul acesta unim cele două părți între ele și această parte va veni după gât. Din acest moment, noi ne vom întoarce înapoi și vom face în corespondența fiecărui ochi de lanț, vom face un picioruș scurt până când vom ajunge la capătul rândului. Deci vom lucra piciorușe scurte, în felul acesta îi vom da un pic de rezistență lucrării noastre, acestui șnur. Deci vom continua cu piciorușe scurte până când ajungem în corespondența celei de-a doua cupe. Iar noi ne întâlnim când vom ajunge în acel loc, uitați-vă. În felul acesta trebuie să arate. Am ajuns la capătul rândului cu piciorușele scurte. Voi intra în corespondența celor două ochiuri de lanț. Voi face un ultim picioruș scurt. Voi scurta firul atât cât să putem să-l coasem. Voi încheia lucrarea și capătul de fir, bineînțeles, îl vom ascunde cu acul mare, pentru că cu sutlână îl vom ascunde. Îl vom ascunde după aceea. Următorul lucru, deci am făcut partea care va veni după gât. Următorul lucru pe care trebuie să-l facem va fi să facem și pentru partea de jos. Cum vom proceda? Din nou vom măsura. Ne vom măsura de jur împrejur, după cum vedeți și aici, ne vom măsura de jur împrejur, însă vom ține cont că trebuie să legăm acest șnur. Deci vom pune un plus. De exemplu, dacă aveți de jur împrejur, să spunem, un metru, veți lăsa 20 de centimetri de o parte, 20 de alta. Deci vor fi un total de 1,40 m, 1,5 m de ochiuri de lanț, da? Să spunem așa. Fiecare în funcție de cât este de. În funcție de dimensiunile pe care le aveți, de talia pe care o aveți, acesta este pentru numărul 40. Cam pe mărimea mea, eu așa port. Numărul 40. Deci nu sunt grasă. Și vom începe să facem ochiuri de lanț, măsurând apoi, de aceea am spus la început că aveți nevoie și de centimetru, măsurând apoi cât avem nevoie. Deci vom face ochiuri de lanț. După care ne vom întâlni și vom continua lucrarea.
Deci ceea ce am realizat până acum se prezintă în acest mod. Eu sper să se vadă. Așa. Iar noi ne întâlnim când vom termina de lucrat necesarul de picior, de ochiuri de lanț. Eu am făcut deja necesarul meu de ochiuri de lanț. Acum ne vom întoarce înapoi, lucrând piciorușe scurte, în corespondența fiecărui ochi de lanț. Lucrăm piciorușe scurte pentru a da cât mai multă rezistență acestui șnur și ne vom întâlni la capătul rândului după ce am lucrat piciorușe scurte în fiecare ochi de lanț. Am ajuns la capătul rândului, voi închide în ultimul ochi de lanț cu fir alunecat, voi scurta firul, voi lăsa o bucată cât să ascundem acest capăt de fir, bineînțeles și celălalt. Vom da un pic de stabilitate, le vom ascunde cu acul de desubt sau cu croșetul. Eu prefer croșetul pentru că mi este mult mai ușor, m-am obișnuit cu el. Dumneavoastră puteți folosi acul, deci ascundem aceste capete de fire mod. Că nu vrea să iasă, folosesc un croșet un pic mai micuț. Voi ascunde și pe acesta. Voi vedea unde ies cu el. Eu mi-am făcut necesarul. Eu iubesc marea foarte mult, îmi place să o ascult, însă nu pot merge la mare, nu pot sta în soare, nu trebuie să stau în soare și de aceea eu doar lucrez fără să mă bucur de zile libere, de zile în care să merg la mare, să mă relaxez. Măcar ascultând sunetul mării, care îmi place foarte mult și mă relaxează foarte mult. Voi scurta capetele de fire. Nu știu cât timp va dura până când voi reuși să încarc acest tutorial. Acum vom monta propriu-zis cele două cupe ale sutienului. Sunt două modalități. Fie începem din față pentru a fi legate în spate, fie începem tot din față, însă lăsăm spațiu liber între cele două cupe pentru a lega aici. Mie mi-ar place mai mult să leg în față pentru că este mult mai ușor de legat. Și vom lua acest capăt de șnur și vom începe să-l introducem exact în spațiul de cele două ochiuri de lanț din colțul triunghiului, după care vom introduce în fiecare spațiu intercalat în felul acesta. Vom intra în față și din spate. În felul acesta este nevoie să susținem ce avem, cu care ne-a dotat mama natură, că
să nu vorbesc urât. Și așa cum vedeți, suntem aproape la sfârșitul lucrării. Eu sper să se vadă ceea ce realizez. Voi trage șnurul în modul acesta. Așa cum vă spuneam, mie mi-ar place să-l leg în față. Însă, fiecare face în funcție de dorințele pe care le are. Eu doar am venit cu modelul. Îmi trage în felul acesta. Așa, după care mă voi întoarce. Voi întoarce lucrul pe dos. Și voi continua cu cea de-a doua parte. Voi intra în același mod. Văd să fie pe dos, da? Din spațiul celor două ochiuri de lanț. Și în același fel vom trece cu șnurul dintr-o parte în cealaltă. Eu cred că în două ore puteți să realizați acest top de vară. Văzut, modelul este foarte ușor accesibil doamnelor începătoare. Eu de obicei mă adresez doamnelor începătoare pentru că sunt foarte puține canale de YouTube care să vă acorde importanță. De obicei toate sunt cu lucrări foarte foarte avansate, precum așa, să vedem în felul acesta. Nu, greșesc eu. Așa, să-l întorc pe față. După aceea îl veți lega dumneavoastră în spate. Eu voi schimba apoi. Veți lega aici. Aceasta este ceea ce am dorit să realizăm împreună. Eu sper să îmbrățișați cu drag acest proiect. Voi lăsa un pic mai larg aici să se vadă bine. Sper să îmbrățișați cu drag și acest proiect. Ceea ce vă doresc foarte mult este spor la lucru, vacanță plăcută. Voi întoarce camera așa în modul în care să puteți vedea cum se prezintă. Și mi-ar place dacă în comentariile dumneavoastră v-ați da părerea despre ceea ce am realizat astăzi. Dacă v-a plăcut, vă rog să lăsați un like, un comentariu. Aceasta mă ajută foarte mult în creșterea canalului de YouTube. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă salută Tatiana și, așa cum spuneam, vă doresc vacanță plăcută și spor la lucru. La revedere!